Mergem acum mai departe. Ședința coaliției de aseară nu s-a terminat cu nicio concluzie. PSD și PNL pare că tot nu s-au înțeles asupra măsurilor fiscale, după ce liberalii l-au trimis pe Nicolae Ciucă la negocierile cu Marcel Ciolacu, înarmat cu o listă de condiții pentru asumarea modificărilor dorite de PSD. După ședința coaliției, ministrul finanțelor Marcel Boloș a încercat să spună că totul e bine și roz la guvernare. Marina Filimon ne spune mai multe. Bună dimineața, Marina, te ascultăm! Bună dimineața, Luiza, și bun găsit tuturor! Prima zi a sesiunii parlamentare a fost una destul de tensionată pentru membrii coaliției de guvernare. Liberalii s-au certat între ei și asta după ce PSD și-a impus punctul de vedere. Mai exact, premierul Marcel Ciolacu a spus că va susține și își va asuma acel pachet de măsuri fiscal-bugetare, lucru care i-a nemulțumit pe liberalii din teritoriu, care i-au impus șefului statului Nicolae Ciucă să meargă să negocieze și el ceva măcar așa de ochii lumii, dar nu oricum, ci cu o listă. O listă făcută de aceștia în care se dorește păstrarea cotei unice sau măcar păstrarea cotei actuale din prezent și totodată introducerea unui pachet de facilități fiscale pentru investițiile ce depășesc 50 de milioane de euro. Pe de altă parte, PSD dorea doar două cote de TVA, mai exact de 9 și 19%, dorea impozitarea imobilelor de lux, mai exact a caselor și mașinilor cu o valoare mare, a caselor ce depășesc 500 de mii de euro și a mașinilor a căror valoare se ridică până la 75.000 de euro. Ei bine, în urma ședinței de aseară, ministrul Marcel Boloș a reușit să sublinieze câteva dintre punctele la care cele două părți au reușit să cadă de acord. Vorbim aici despre un impozit de peste 1% pentru cifra de afaceri a IMM-urilor sub 300.000 de lei și de 3% pentru cifra afacerilor IMM-urilor a căror valoare depășește 300.000 de lei. Ceea ce nu se va majora, a menționat Marcel Boloș, este acea cotă de 9% pentru medicamente și alimente. În schimb, va crește TVA-ul cu 19% pentru festivaluri, pentru cluburi. În continuare, de aici apele s-au despărțit între PNL și PSD, însă nimeni nu a reușit să spună nimic despre reducerea cheltuielilor bugetale, nici măcar Nicolae Ciucă în timpul mandatului său, dar nici măcar acum, premierul Marcel Ciolacu în prezent.